Corina Leca, creator de pălării, este alături de noi. Bine ai venit, Corina! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare bună, dragă. Corina! Bună! N-am venit cu toată casa, deci ai, e doar o parte. Sunt frumoase, îți mulțumim tare mult că, nu știu, parcă sunt în raiul pălăriilor, aș putea spune. Și aș vrea să ne spui așa, în mare, cam ce ne-ai adus astăzi? V-am adus pălării pentru vară, pentru că suntem în plin sezon și purtăm pălării și să ne protejeze de soare, da. Dar putem pălării și să ne simțim mai bine. Este și sezonul nunților, am adus și fascinatoare pentru doamne. Ce sale? Fascinatoare. Fascinatoare. Le spune care și numele. Sunt? Stai puțin, care? Ce sunt fascinatoarele? Fascinatoarele sunt pălăriuțe mici, cum sunt acestea, da. Da, care sunt pe... sau aceasta, mm-hmm. Da, care nu intră pe cap, ci stau pe cap... Adică ce ai tu? Ce am eu, exact. Ah, perfect. Stau pe cap cu ajutorul unei cordeluțe sau unui pieptănuș, da, stau foarte bine pe cap. Asta deci mi s-a mai zis și mie, că sunt fascinator, că stau pe capul femeii. Când era mai tânăr, acum nu... Nu știu cu cine umblai tu. Ce frumos. Corina, cum le alegem pălăria în funcție de tipologia feței? Aș vrea să ne spui așa câteva secrete. Păi, de exemplu, dacă avem o față rotundă, cum este fața mea? Așa, așa, da. Alegem pălării cu asimetrie. Vedeți că pălăria mea este asimetrică. Tu ai o față foarte frumoasă, ți este bine cu absolut mai orice. Mai propunem, da? O altă pălărie. Uite, da. Am pus ochii pe asta, dar poate pot să încerc și o altă pălărie. E foarte important ce te atrage pe tine. Uite, pentru mă atrage și mie pălăria asta, exact, mai da. Ales că e vară. Așa, deci așa. Puteai spune, practic, avem aceeași lilii cu altă pălărie? Da. Vedeți deja. Și energia ta cumva s-a schimbat, da. Da? Și se schimbă și în funcție de cum se uită oamenii la tine, da? Păi, de exemplu, să zic acum moțare la pomodori, da, Sofia Loren. Prima pălărie era așa un pic mai urbană, acum ești mai romantică, nu? Greșești? Nu, băieți, da? Hai așa și voi să vedem, avem pe Corina aici să, da? Ne facă niște pălării pe capul. Uite, vă pot arăta, uite, puteți să încercați canotierele. Da. Vreau, asta e pentru mine? Și tu, Bogdan, poți să încerci, da. Fața, da, mea, ce-ți spune ție, Corina? Canotieră merge foarte bine. Uite, pentru Bogdan merge o pălărie cu boruri scurte. Cum este aceasta? Trebuie să țin drept, nu? Da? Așa. Cum se pune o pălărie? Niciunul n-a spus-o prea bine, pălărie, da? Așa cum se... Păi acum și tu ai un pic de freză. Uite-te și tu ce schimbare. Uite cât de frumos ești. Ia super, uite, super, super. Ia să vedem. Bogdan, vino și tu, da. Ca super. Să nu trec prin față. A, ce mișto! Hai să utilizăm, hai, corect, da? O pălărie. Ai crede că e ușor. Deci dacă tot ai zis că se pune dreaptă și știai bine, așa înseamnă dreaptă. Hai, canotierul, da, revină aici lângă noi. Un pic, așa. Hai, deci acum sunteți absolut pregătiți pentru vară. Da. Acesta este un material din pai de grâu. Este cel mai ieftin material pentru confecționarea pălărilor, dar este un material natural. Deci ce vedeți pe la plaje și așa, sunt materiale sintetice. Eu lucrez doar cu materiale naturale, dar am și materiale mai nobile. Poți, pentru că oamenii când aud, da, de pai, consideră că e ceva ieftin. Există pai de Panama, Tocchia Stro, care ajunge și la 50.000 de euro. Da? Nu este ăsta. N-am venit cu asiguratorul după, da, mine. Dar, ce mare... dar uitați, exact. Uitați, și este împletit manual. Wow, fii atent, ține este, un pic de mână. Da. Și ca să vedeți diferența, asta este, să zicem, ceva mai ieftin, dar nu chiar ieftin nici ăsta. Mai, da? Ieftin, mai ieftin decât alălalt. Da? Și se vede. Asta e ușor formată. Deci hai ce ții tu, Bogdan, în mână este materialul pe care eu îl cumpăr din Ecuador, de acolo de unde se fac, sau aceste pălării. Minunat. Practic nu este formată. Practic nu este formată. Deci jos pălăria în fața, da? Voastră, că vă uitați în fiecare zi la Vorbește. Nu, niciodată așa. Da? Există câteva pălării care se pun așa. Așa este ok. Uite, deja aș putea să spun că pentru tine borurile astea prea mari, și la fel și pentru tine, sunt prea mari. Sunt prea mari. Da? Deci vă trebuie o pălăriuță, uite, un joben, de exemplu. A, te rog, Corina, da. Stai o secundă. O secundă, că uităm de ce am venit, practic. Așa. Pe vorbeam, ia uite, despre... ce frumos e, super, bravo. Vorbim ceva... și despre accesorizarea pălăriilor, da? Și aș vrea să ne arăt, să ne exemplifici, practic. Uite, avem o pălărie simplă. Da, ok. Cum putem să o accesorizăm? Ce putem să punem pe ea? Vreau să vă spun întâi, o să vă arăt, putem să punem absolut orice, de la eșarfe, flori, bijuterii. Așa. Eu nu cred în accesorizarea excesivă. Adică dacă vă uitați la toate pălăriile pe care le-am adus aici, toate sunt decorate, cumva, da? Uh-huh. Dar nu există, nu am luat, nu știu, ceva și am pus pe ea ca să...
Vă rog eu. Ca să fie mai cumod. Cumva accesoriul este parte integrată din... Uite, aici, de exemplu, am folosit un cercel, da? Deci îl scoți. Stai de aici, îl pui la... Și cum l-ai pus? Da, uite, e un cercel, da? Pe care poți să-l pui și la urechi. Da, îl pui aici, frumos. Și am accesorizat pălăria. Și am accesorizat pălăria. Acesta a fost șurubelul. Cum am accesorizat pălăria, da? Deci o țin să vedeți cercelul. Iată, finuț, simplu. Da, e vorba de detalii, înțeleg. Este vorba de detalii, da? Eu folosesc și pentru partea asta de accesorizare, de exemplu, când vorbim despre Benz, acest gross grain, care este de foarte bună calitate, îl iau din Japonia. Și ăla un? Gross grain se numește. Este o bandă care are o anumită elasticitate, care se folosește și pe interiorul pălăriei, pentru că atunci când pui pălăria pe cap, ea trebuie să fie confortabilă și să ai niște țesături care se pot extinde atunci când, nu știu, e vară, se încălzește capul și se dilată, da? Și se dilată capul. Da. Nu mi se încălzește niciodată, că se dilată capul și tot degeaba. Da? Asta e. Foarte frumos, uite, Lilia a ales aici un fascinator absolut superb, da? Care stă foarte bine în coafură. Și eu am ales un fascinator super. Da, tu ești fascinant. Eu sunt fascinator cu tot. Mie nu mi se încălzește niciodată capul, că nu e multă activitate acolo. Și după deci acum trebuie să scoatem pălăria asta pe care ți-ai pus-o tu. Din colecție trebuie să scoatem. Să scoatem, să o punem lui Lili, dacă vrei. Trebuie să vedem așa. Bine, hai să foarte bine și cu acest fascinator. Mai mult, dar hai să vedem cum se poate. Hai să vedem această minunată coroniță. Da. Care este așa un fel de coroniță de împărăteasă, este din ultima mea colecție. Uite, da? cât de frumos e. Da. Uite ce fascinator, șurubel. Deci, șurubel, trebuie să-ți mai dau ceva să porți. Da? Parcă poți zici că sunt o prințesă turcoaică, așa, nu? Cu genul ăsta. Sau spaniol, așa. Nu? Caterina de... Dar stați un pic. Sunt de super. Vă rog frumos, filmați-vă un pic. Deci niciodată partea aceasta de cordeluță, dar niciodată nu se pune în față, de că nu ești bellboy, da? Se pune întotdeauna în spate. Nu, dar el scuze, în spate. Da, bravo, șurubel, ai înțeles exact, bravo. Da. Mă iertați chiar că mi-a Bogdan, ți-e vine foarte bine, dar nu este, din păcate, nu este mărimea ta. Un alt aspect, deci culoarea era ok. Un alt aspect, o să trec un pic prin fața voastră doar ca să să-i dau o pălărie, da? Tare. Deci este o pălărie cumva inspirată din Polo cu cai, da? Care este o altă sursă de inspirație pentru mine. Corina, uite ce gașcă frumoasă e. Da, super. Te întâlnești, nu, imaginează-ți. Te întâlnești cu oamenii ăștia trei în lift. Ce faci? Pe unde fugi? Am una și pentru tine, te rog. Uite, este iarăși un material foarte bun, tochii astro, care este croșetat. Da. Aranjează-l pe șurubel. Da, mulțumesc. Îmi cer scuze că am venit așa. Nicio problemă. Superb. Băi, casual look. El oricum e cu capul în nori, ia întoarce-te și departe. Gata, mi-am frumos, iar asta o vreau. Da? Asta sunt. Foarte frumos. Văd vaseline-neagră. Cumva? Da, ce s-a întâmplat? Da, este superb. Gata, acum sunteți... Acum suntem bine? Și acum purtați niște pălării foarte quality, da? A lui Lili este tot Panama și are și un model, da? Este împletită cu model. Vin aici. A ta este tot tochii astro, dar e croșetată, iar a ta este din parasisal, un material și mai nobil. Da. Corina, îți mulțumim mult și îmi cer scuze că ți-am făcut daune de probabil câteva mii de euro. Dar sunt super, mă bucur, am mers cu pălările astea și în Japonia, cum să nu vin până la voi. Îți mulțumim mult că ne așteptăm la noi și ne permiți să ne luăm în bucătărie pălările. Da? În bucătărie? Ce să faceți? Puteți să mergeți? Dar să mergem până acolo, că nu ne atingem. Dar dacă gustați ceva, vă ștergeți pe... Da, bine, pupă! Mulțumesc și eu!